Neața și bine ați venit la o nouă aventură alături de mine. Astăzi o să mergem să dăm o tură cu monociclul prin oraș. Echipați complet. Mergem să vedem ce întâmpinăm. Mai devreme a început să sune alarma la monociclu. Semn că viteza este prea mare. Ce înseamnă viteză mare? Atunci când trec de 45-46 de km la oră, am o alarmă care îmi spune că monociclul va începe să se încline invers, în sensul frânării. Stânga. Oameni care trec strada pur și simplu fără să se asigure prin loc nepermis. Adică era o doamnă mai devreme, probabil ați văzut-o în spatele meu, nici măcar nu s-a asigurat, trecea prin loc nepermis în mijlocul unei intersecții foarte riscante. Așa ceva mi se pare incredibil. Că am ajuns și la mașină. Am venit cu monociclul deoarece aseară am fost în vizită la niște prieteni și am consumat puțină licoare. Am mers acasă cu taxi și acum am întors să recuperez mașina, care are și cumpărături în ea.
Haideți să vorbim un pic și despre echipament. Punem roata deoparte și începem de la cap, pentru că este cel mai important pentru a avea mai multă vizibilitate pe monociclu. Folosesc o cască de bicicletă. Am niște mănuși moto de vară. Cagulă de schi. Și geaca moto. Vreau să spun că afară sunt 7-10 grade. În mașină mai devreme mi-arătau 10 grade. Și am o singură, am o simplă bluză termică pe dedesubt de aceasta și mi-este foarte cald cu geaca pe mine. Așa, cu bluza termică este chiar foarte frig, nu pot să stau așa. Sau voi lăsa aceasta este bluza termică, e o bluză termică de celor de schi, însă aceasta este luată de la un magazin moto. Pantalonii moto. Cizmele moto de adventure. Tot echipamentul este Gore-Tex. Ce înseamnă Gore-Tex? Înseamnă că lasă aerul să iasă și nu lasă apa să intre. Aerisiri. Aici, 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 aici. Aerisiri pe spate, protecție pe spate, protecție la umeri, protecție în coate, protecție la genunchi, protecție laterală, protecție la spate, protecție la piept, aici. Cum arată o protecție? Uite așa arată o protecție, da? Avem nevoie acumulatorii, telefon, căști și alte detalii și alte accesorii. Cam asta e echipamentul. Atunci când faci mai multe sporturi, poți să iei un echipament dintr-o parte într-alta, însă trebuie să fii conștient de faptul că trebuie să fii în siguranță. Nu e nicio problemă dacă folosești o cască de bicicletă atunci când te dai cu monociclul. Nu e nicio problemă dacă folosești o cască pentru schi atunci când te dai cu bicicleta. Dacă e frig, care e problema? Important este să ai echipament de protecție și să fii în siguranță. Mai devreme am avut o cască neagră, însă pe casca respectivă nu am GoPro mount, așa că am luat-o pe aceasta. Până vine coletul, ne descurcăm cu ce putem. Mie personal îmi place foarte mult să improvizez, așa că nu e niciodată o rușine. Important e că eu sunt aici, mă plimb, fac mișcare și mă simt bine. Asta e tot ce contează.
interzisă ieșirea din curs cu spatele. Nu? Dacă vă plac videoclipurile mele, abonați-vă la canal și apăsați pe clopoțel pentru a fi mereu la curent cu videoclipurile postate.